Serviciul de ecarisaj va deveni încet și sigur o problemă fără sfârșit pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, care la acest moment sunt incapabile să susțină financiar acest serviciu. Până nu demult, Consiliul Județean Hunedoara a ajutat administrațiile financiar pentru a aduna câinii de pe străzi, însă un control al Curții de Conturi a găsit ilegală această procedură. Astfel, administrația județeană nu mai poate finanța sub nicio formă serviciul de ecarisaj. Din păcate, Curtea de Conturi la control nu a mai dat voie pentru a face în continuare acest serviciu, fiindcă acesta, conform legii speciale, acest serviciu îi revine UAT-urilor și primăriilor de sector. Nicăieri în țară, vreau să vă spun, Consiliul Județean nu era implicat în acest domeniu. Deci, în afară de Hunedoara, niciun Consiliu Județean din România nu dădea bani pentru ecarisaj. Da, a fost dat drept exemplu de bune practici această asociere. Nu știu cine a dat... Eu știu. Nu cred, dar cert este un singur lucru. Că Curtea de Conturi a spus că dacă am cheltuit bani în continuare, ar fi ilegal. Nu a dat prejudiciu pentru ceea ce a fost, dar în schimb nu ne mai dă voie să cheltuim în continuare și datorită acestui lucru, Consiliul Județean s-a retras din asociație. Dar în același timp vă pot spune, dacă Consiliul Județean nu va interveni într-un fel sau altul, nu avem la ora aceasta un cadru legal, serviciul de ecarisaj în județul Hunedoara nu poate funcționa cu bani, numai cu banii de la primărie. Numărul câinilor s-a înmulțit în ultima perioadă pe străzile din toate orașele. Bugetele administrațiilor locale sunt prea mici pentru a putea susține acest serviciu. Ori în aceste condiții, câinii vagabonzi vor împânzi din nou orașele din Valea Jiului și județul Hunedoara.